Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Alături de noi astăzi este Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE și vorbim despre ce înseamnă să fii cu adevărat bărbat, cât de diferiți sunt bărbații de astăzi față de cei din generațiile anterioare, cum pot bărbații să-și asume masculinitatea într-un mod sănătos și matur? De ce au bărbații dificultăți în a-și exprima emoțiile? Sau mai degrabă, ce se ascunde în spatele acestei temeri, să spunem, de a-și exprima emoțiile? Ce este masculinitatea toxică? Iată câteva întrebări la care încercăm să vă oferim răspunsuri, pornind de la o carte publicată în colecția Parentaj, o carte foarte dragă mie. Este vorba despre Prieteni buni, dușmani aprici, de Michael Thompson, o carte, cum spuneam, publicată în colecția Parentaj, care face parte din campania Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Care sunt premisele cele mai bune, cele mai favorabile pentru ca un băiat într-un mediu, să spunem, echilibrat, într-un mediu armonios, într-o familie unde poate vedea niște tipare relaționale, funcționale, poate să dezvolte aceste tipare relaționale în relațiile interumane ca adult și cu precădere în relațiile de cuplu? Cati. Mulțumesc pentru invitație, Sorin. Pare ciudat că sunt eu o femeie care vorbesc despre partea asta de masculinitate. Voi spune din perspectiva mea, din ochii în care se reflectă în interiorul meu și din punctul de vedere al specialistului în relaționare și comunicare prin metoda ESPERE. Ori în ceea ce privește creșterea copiilor noștri și dacă ei sunt băieți, de exemplu, să zicem aici este tatăl, aici este fiul, și iată relația lor, relația contează extraordinar de mult, știi că mă ocup cu asta și a conștientiza ce circulă în relație cu fiii noștri, bineînțeles să nu uităm și pe mama. Pentru că pe cât de importantă este relația cu tatăl, este extraordinar de importantă și relația cu mama, iată și pe aceasta. Și după cum le vedeți, le și arăt, așa ca legături, ca punți prin care circulă mesajele, ori în rolul nostru de părinte este esențial ceea ce transmitem din punct de vedere al cum anume stimulăm pe fiul nostru să se dezvolte, să-și dezvolte masculinitatea într-un mod armonios, să poată să crească, să devină autonom, independent, și nu e într-adevăr foarte simplu. Pentru că noi înșine suntem și noi niște foști copii. Da? În interiorul acestui tată există un fost copil și în interiorul mamei există un fost copil. Și este foarte ușor să trecem în relații de tip bumerang. Relații de tip bumerang sunt, dacă aici este tatăl, da? Și aici este fostul copil care a trăit diverse lucruri în povestea lui de viață, uneori se întâmplă să oferim cumva în bumerang, de fapt, să încerc să repar ceea ce s-a întâmplat cu fostul copil. Se întâmplă în relația cu tatăl, dar se întâmplă de asemenea și în relația cu mama. Iar dacă aici este fosta fetiță și nu numai, și tânără care a trăit diverse lucruri, s-ar putea, în loc să ofer, ascultând nevoile de dezvoltare adevărate ale acestui copil, să pot să ofer hrănind fostul copil. Adică, și cum se întâmplă asta? Păi, în primul rând, tu, fiul meu, să nu cumva să faci ca bărbații ăia. Sau să faci ca bărbații ăia. Tu să nu fii așa. Cumva să încerc să repar. Dacă eu, în dimensiunea mea de fetiță, tânără, femeie sau femeie, relațiile mele am suferit în relație cu bărbații, de obicei lucrurile trec, pentru că suntem duși de val în ceea ce înseamnă viitorul vieții noastre, fără să ne oprim și să vedem ce e de ascultat, ce e de vindecat în acea poveste. Și mai departe, în relație cu copiii noștri, să ducem mai departe încercând să reparăm ceea ce a fost făcut în spate. Ori copiii noștri nu sunt aici ca să ne repare pe noi, nu sunt aici ca să ne împlinească nouă visurile de cum ar trebui să fie, nu sunt aici să fie vreun ideal, și atunci sunt aici să poată să primească de la noi
suficient de multă disponibilitate în așa fel încât să-i oferim niște modele, nu știu dacă neapărat modele, să fim în relație cu el mai degrabă decât doar ceea ce spunem, să și facem, adică dacă ne dorim ca, vorbeai despre gestionarea emoțiilor și de unde anume putem ajunge cu o lipsă de gestionare a emoțiilor, ori noi părinții suntem un model, îi spunem, poate că îi spunem, n-ar trebui să-ți fie frică sau nu trebuie să te înfurii. Dar în același timp, nouă ne este frică și ne înfuriem și manifestăm lucrurile astea în relație cu copilul. Ori astfel de modele se pot perpetua. De asemenea, există și tot felul de modele pe care le putem transmite. Da? Pentru că, iată, apropo de modelele din spate despre care vorbeai, provin dintr-o generație în care bărbații reprezintă ceva invincibil, așa, o armură care n-are voie să sufere sau să simtă emoții. Bă, da, are voie să simtă emoții. Ele sunt cele legate de furie. Furia e foarte ok pentru bărbat să fie manifestată, e manifestarea forței lor, a puterii, dar furia este, de fapt, o emoție ecran. Este o energie de acțiune pe care bărbații o au. Și nu numai bărbații o au, și femeile, bineînțeles. Iar în spatele acesteia există o altă emoție vulnerabilă, apropo de exprimarea vulnerabilității. Ceea ce înseamnă cum acționez, acționez și mă înfurii în momentul în care și acționez și îi apăr pe cei dragi mie, din teama să nu-i se întâmple ceva rău, din nevoia de protecție pe care eu s-o satisfac în relație cu partenera de cuplu sau în relație cu proprii mei copii. Totul este să nu rămânem fixați într-un model. În acest model al bărbatului invincibil, care nu suferă, nu simte nimic, când de fapt lumea se învârtă pe baza emoțiilor noastre, pentru că altfel am fi niște roboți fără niciun fel de emoții. Nimeni nu vrea asta, nimeni nu vrea un părinte care să fie un robot care să nu simte, o femeie nu vrea un partener care să fie cineva care să nu simtă nici pe departe. Ori toate acestea, să fim atenți la ce fel de modele oferim și la ce fel de credințe avem în spate. Și de asemenea, să nu proiectăm asupra copilului nostru cine știe ce ideal. Pentru că fie că îl proiectăm noi sau poate îl va dezvolta la un moment dat, iată, pe un supererou. Da? Fie că ne așteptăm copilul nostru să fie perfect sau să le facă pe toate bine, excelent bine, lucrurile astea vor apăsa în spatele acestui copil, care se va strădui să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre. Ori este esențial cum comunicăm, cum ascultăm și cum oferim suficient de multă comunicare și flexibilitate, în așa fel încât, dincolo de modelele și credințele cu care vine fiecare, să poată să devină el însuși bărbatul pe care va alege să devină. Crezi că în relația cu propriul copil, un părinte, un tată, pentru că tot vorbim despre sexul puternic și despre masculinitate, crezi că un tată în relația cu propriul fiu își poate vindeca, de fapt, relația din copilărie cu propriul tată? Și aici la ce mă refer? La faptul că știm foarte bine că există varianta model și antimodel. Tata pe mine m-a bătut. Tata pe mine m-a certat. Tata pe mine m-a etichetat și m-a criticat. Pentru că era un tată foarte autoritar și pentru că avea așteptări nerealiste de la mine, copil fiind. Iar eu nu voi perpetua același tipar relațional și nu voi face cu propriul meu băiat ceea ce tatăl meu a făcut cu mine. Da, e posibil. Iată în spate. Ce se întâmplă în povestea noastră de viață? Deci iată tatăl în relație cu fiul lui și există o poveste de viață. Există un fost copil despre care am vorbit, care a avut o relație cu un tată, relație în care e posibil să fi primit violențe, poate, iată. Violențe fizice, da, era educația pe bază de bătaie, era ceva generalizat, s-a întâmplat, dar oricum cu o frecvență destul de mare. Ori ce se întâmplă este cumva păstrez violențele acestea în interior și le duc mai departe cu mine și când voi deveni tată, ce se va întâmpla? Poate la nivel mental s-ar putea să zic, renec cu totul acest tată și voi face exact invers, eu niciodată nu o să fac ca tata. Da? Ne spunem asta la nivel mental conștient.
Ori, în momentul, nu spun că este ceva oportun lovirea copilor în niciun caz, doar că a fi un contramodel, de fapt sunt dependent de model, dar făcând exact contra. Ori, esențial este să nu fiu nici în model, da, tata era minunat, preiau toate lucrurile și voi face la fel ca tata, pentru că altfel cumva va fi tata cumva cel care va fi aici prezent în relație cu fiul, deci nu sunt eu cu adevărat, ascultând ceea ce are nevoie de copilul acum, pe de o parte, în contramodel voi face exact opusul și poate voi lăsa pe copil să facă tot ce vrea el, da? Pentru că pe mine nu m-a lăsat tata și eu vreau o să-l las să facă tot ce vrea el. Ori, care e rolul părintelui? Sunt responsabil și în slujba nevoilor acestui copil până când ea reușește să le satisfacă el însuși. Și atunci am nevoie să pot să manifest în mod echilibrat și suficient de mult să ofer în relație și să primesc de la el. Adică să avem suficient de mult timp împreună, să ne jucăm, să explorăm, să descoperim lumea împreună, ceea ce face un tată. De asemenea, să poți să primești ce vine de la el, inclusiv faptul că la un moment dat s-ar putea să simtă niște emoții, niște trăiri, niște frici, cum anume abordez asta. Și pe de altă parte, să pot să fiu capabil să pun un cadru, niște limite ale acestei iluzii de atotputernicie în care copilul s-ar putea să rămână, este sănătos să pot să-i spun nu, este sănătos să pot să-l protejez de lucruri care i-ar putea face rău, este sănătos să pot să-i spun, da, îți dau voie să te uiți la, sau să te joci atâta timp pe zi, de exemplu, spre deosebire de joacă, când vrei, că pe mine m-a chinuit taică-meu cât cu bine, sau nu, eu m-am jucat cât am vrut, dar joacă-te și tu la fel. Ori a aborda lucrurile astea, a le permuta dintr-o parte în alta, nu sunt în aici și acum. La fel, a lua niște lucruri așa pentru că au zis specialiștii X sau Y, invit pe fiecare să poată să treacă prin propriul filtru al maturității. Asta înseamnă, de fapt. De fapt, asta este esența lucrurilor. Revenind la, cred că bărbații o fac cu mult mai multă ușurință decât femeile și e foarte important să continue să o facă, este să se afirme, pentru că în interiorul nostru există două nevoi care sunt dintotdeauna aici și care sunt antagonice. Este nevoia de aprobare. Când sunt copil, am nevoie de aprobarea celor din jurul meu pentru a putea supraviețui, iată nevoia de aprobare. Și treptat, treptat, apare și încep să favorizez nevoia de afirmare. Am nevoie să mă afirm așa cum sunt, asumându-mi riscul că s-ar putea să fiu dezaprobat. Ori, a fi cu adevărat matur și a mă asuma latura masculină și ceea ce sunt și ceea ce urmează să devin, presupune să fac o balanță între cele două și a reuși să nu favorizez întotdeauna nevoia de aprobare, să fac cum zice mama, cum zice tata, e valabil și pentru copii încet, încet, da? Pentru că trăim într-o societate, aș spune, nu sunt adeptă a generalizărilor, totuși există o tendință, în România cel puțin, a unor relații foarte strânse între mame și fiilor și a unei oarecare unor legături păstrate foarte puternic, în sensul de mamelor, pentru că am vorbit despre relația tată-fiu, dar și relația mamă-fiu este relația în care și mama să poată să-i permită acestui fiu să se afirme în ceea ce este el, chiar dacă își va asuma riscul dezaprobării ei. A nematuriza înseamnă asta, înseamnă să mă afirm asumându-mi că voi primi dezaprobarea părinților mei și altora de din jur. Mă rog, ce am observat eu în urmă cu foarte mulți ani, chiar aș putea spune câteva decenii, exista așa un tipar al familiilor unde tatăl era foarte autoritar și unde tatăl își dorea, mai ales în cazul băieților, ca aceștia să fie lăsați, apropo de ceea ce ai spus tu și foarte bine ai punctat, să se afirme. Indiferent că vorbim despre locul de joacă, indiferent că vorbim despre școală sau, eu știu, la facultate mai târziu sau într-un job, să se afirme. Adică libertate și multă, multă autonomie, multă independență.
Pe partea cealaltă venea mama, care mamă fiind foarte hiperprotectoare, cum spune foarte frumos Alfie Kohn în cartea Mitul copilului răsfățat, acea mamă hipergrijulie, mama cloșcă. Fricile, iată fricile. Exact, fricile mamei puse în relație, aoleu, săracul meu copil, aoleu, săracul, să nu cumva să... Și dorința de manipulare, e un soi de manipulare, dorința de inconștientă, bineînțeles, că nu-și dorea mama neapărat să manipuleze, dar dorința de a controla, de a controla tot timpul, de a fi, fără să vrea, intruzivă în spațiul intim al copilului. Ce face exact, copilul? Mai ales al băiatului. Spun, da, mai ales al băiatului. Să-l sun, a plecat la vreo petrecere, dar ce se întâmplă, dar să nu-l bată cineva, dar oare ajunge teafăr și sănătos acasă și multe iată astea lucruri. Ține ambele capete de relație, mama. Din dorința ei de protecție și de prea mare apropiere, de fapt, nu-i dă voie să existe și să se afirme. Aici vorbim, mă gândeam, metaforic, bineînțeles, mă gândeam că acea panglicuță care leagă mama de copil, de băiat, este acel cordon umbilical emoțional, da? Pe care mama, din prea multă grijă, nu conștientizează că acel cordon umbilical trebuie tăiat, da? Pentru, exact pentru ceea ce spune pe drept cuvânt tatăl, să-l faci pe copil să devină mai independent, mai autonom, să-l lași, cum spuneau tații noștri, lasă-l dragă să se descurce singur. Exact, și mă gândesc că astea sunt niște, mă gândesc că sunt astea niște premize sănătoase pentru ceea ce înseamnă în ziua de astăzi un bărbat asumat, matur, responsabil. Da, pentru că mai întâi și mai întâi cum începe, da? Orice băiat începe viața lui în burta mamei. Urmează nașterea, urmează această separare fizică, urmează mult timp petrecut împreună și în această diadă care este foarte fuzională la început, exact cum se întâmplă și în cuplu, de altfel, dar este relația părinte-copil, există această fuziune, tocmai de aceea există rolul bărbatului și al soțului, ca acest al treilea care să rupă acest cordon umbilical, această prezență, invalabil și pentru băieți și pentru fete, cu atât mai mult pentru băieți, pentru dezvoltarea lor, este această prezență a tatălui ca un al treilea și a relației diferite a acestui fiu cu tatăl lui și a relației de părinți între cei doi, în așa fel încât să existe, adică deja e cumva, există acest al treilea care rupe această legătură umbilicală între mamă și fiu. Problema în România, Sorin, cred că știi că o spun foarte des, este că această legătură piele-piele foarte puternică este menținută prin obiceiurile de somn ale românilor, pentru că foarte des am observat că este legată de alăpta, dar se întâmplă foarte des ca aici în rolurile de părinți. Da? Există și o, de cele mai multe ori, o relație de cuplu. Să zicem că aici este el, soțul, ea, soția sau partenerii, nu e nevoie să fie neapărat căsătoriți. Există relația lor, iată, relația lor de cuplu, la început prima. Și când apare copilul, relația de cuplu, iată, nici nu se mai vede. Dar de obicei devine neglijată pentru că nu mai avem timp, suntem în rol de părinte. Problema e chiar că atunci când copilul crește, relația de cuplu rămâne cerușăreasă sau poate nici nu mai există, așa cum am auzit eu un feedback la unul dintre ateliere. Păi credeam când apar copiii că nu mai există relația de cuplu. Este esențială. Este esențială pentru că și pe de o parte și pe de alta, și în rolul de femeie pentru a fi femeie și pentru bărbat pentru a fi bărbat, este esențial să se poată, lucrurile se manifeste și cresc în relație, în relațiile noastre, în relațiile de cuplu și amoroase pe care le avem, în relațiile, apropo de revenirea la masculinitate, devin bărbat într-o relație cu o femeie, devin în același timp bărbat în relație cu ceilalți bărbați din viața mea. Sunt dimensiuni diferite, dar sunt esențiale. Oricând
sunt scoase din scenă dimensiunea femeie-bărbat, pentru că a apărut copilul și rămâne asta perpetu, nu e un lucru care e în primele 6 luni de viață și cuplul nu mai există, dar există mama care doarme cu băiatul și tata care e și el pe undeva pe acolo, găsește el un loc unde să doarmă sau depinde pentru fiecare cum va face față la aceste situații, dar sunt lucruri care în timp erodează relația de cuplu și masculinitatea bărbatului și în același timp nu-i permit acestui copil să devină autonom și independent. Pentru că important e să știe că mama, el ce va face din relația de la început, el își va dori să se căsătorească cu mama. Mama va fi și va rămâne ca fiind partenera lui dacă dormim împreună. Ori, ca să poată să crească și să se afirme, are nevoie să se afirme în afara familiei lui. Și să poată să fie primită această afirmare și fiecare și mama să poată să primească cu bucurie și să încurajeze această afirmare a lui, să în același timp să favorizeze și să nu se amestece relația tatălui cu fiul, pentru că suntem foarte femeile, e adevărat că au dorința să studieze mult, să facă foarte bine lucrurile, să meargă la ateliere. Deși în ultimul timp sunt foarte încântată că și la atelierele cu părinți vin mai, din ce în ce mai mulți tați. Bărbați, da. Exact. În același timp, relația unui tată cu fiul lui e diferită decât relația unei mame cu fiul ei. Și este foarte în regulă să fie astfel, pentru că așa se construiește, având experiențe diferite. Ori este esențial să putem să nu ne băgăm în relații unde nu avem niciun capăt. Adică eu, în rolul meu de mamă, nu am niciun capăt în relația tatălui cu fiul, nici tatăl nu are capăt în această relație. Și mă gândesc de unde să-și ia copilul, de unde să-și ia bietul băiețel, să spunem, un model autentic, dacă nu de la tatăl lui. Exact. Este prototipul masculin cel mai prezent, sau ar trebui să fie cel mai prezent, zi de zi în viața copilului, nu altcineva. Da, s-ar putea să mai existe un profesor pe care îl pot lua ca model și care mi-e foarte drag și cu care mă înțeleg foarte bine, un profesor la școală, ca mentor, să spunem. Dar aici vorbim totuși de niște tipare relaționale pe care noi, ca băieți viitori bărbați, cel mai bine le luăm de la părintele nostru. Și atunci, într-adevăr, mergem pe ideea asta de model și de antimodel. Într-adevăr, probabil că nu avem capacitatea, ar fi ideal să avem capacitatea de discernământ, încât să ne dăm seama mult mai târziu. Să ne dăm seama atunci în copilărie ce e bine, ce pot lua bun de la tatăl meu, ca orice om are și calități, are și defecte, cum orice mamă, să spunem, orice femeie, are și calități, are și defecte, că nu suntem perfecți. Și atunci, de la tatăl meu, mă gândesc ce aș putea să iau din ceea ce el face bun sau din setul lui de valori pe care să mi-l apropii mie. Și ce nu este bun, ce exact consider că nu este, că ar fi toxic pentru o viitoare relație, să spunem, relație de-a mea cu o parteneră de cuplu, cu soția mea, să nu perpetuez aceleași obiceiuri sau aceleași tipare. Exact. Să știi că e foarte simplu și copiii cu care lucrez, la vârste destul de mici, percep asta. Adică e pur și simplu un lucru pe care să-l învețe, să conștientizeze că în oricare relație, inclusiv în relația cu proprii părinți, sunt lucruri bune care vin, da? Deci iată relația acestui băiat cu tatălui și sunt lucruri bune care vin, pe care le apreciază, gesturi, lucruri petrecute împreună, informații, experiențe, și să păstrezi tot ceea ce este bun, pentru că le e foarte ușor să le diferențieze pe cele două de la vârste extraordinar de mici, ce e mesaj pozitiv, pentru că asta îmi dă o stare bună, e un lucru care activează energia, încrederea mea în mine și să conștientizez că în egală măsură, în oricare dintre relații, pot să vină și mesaje care sunt mesaje toxice, mesaje otravă și nu să renunț la relație sau să-l consider pe celălalt ca fiind un rău, ci să pot să învăț, să conștientizez, să pot să fie să dau înapoi, fie să arunc la coș, fie să mă eliberez de ceea ce nu este bun pentru mine și să nu păstrez. Ori este posibil
Și asta este posibil în măsura în care copiii învață de mici această igienă relațională și noi o practicăm de asemenea. Pentru că un părinte care rămâne în capătul lui de relație și vorbește despre el, da? Iată, pentru mine, vorbim despre copii, să spunem, cu o vârstă mai mare și vorbim despre lume și viață, apropo de credință, apropo de modele. Iată, eu am fost crescut spunându-mi se că bărbații nu trebuie să aibă emoții și trebuie să fie puternici. Da? Una e să spun despre mine și experiența mea de viață, vorbim despre mine, da? E un mesaj pe care îl exprim și în capătul meu de relație, iată mesajul, decât bărbații nu trebuie să fie așa și nu trebuie să facă așa și pun pe capul copilului că așa ar trebui, cumva îl invit să preia o credință care nici mie nu mi-a fost de folos, dar aminte lui. Și atunci, în măsura în care facem acest mic lucru, rămânând în capătul nostru de relație, vorbind despre noi, pentru că părerea noastră este oricum ceva extraordinar pentru copiii noștri, suntem referințe. Dar să relativizăm asta, nefiind adevărul absolut și fiind la ceea ce am ajuns în acest moment, e extraordinar dialogul care se întâmplă. Și atunci copiii pot să creeze în interiorul lor propriile lor gânduri sau idei suport încet, încet, să construiască încet, încet asta. Este esențial. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l mai scot în lumină este problemele în cuplu și separările, pentru că se întâmplă din ce în ce mai mult. Ori se întâmplă ca problemele din cuplu, deci aici relația aceasta a devenit neagră, uite, dar mai are niște inimioare pe ea, în sensul că ei se iubesc, dar relația este neagră, în sensul că sunt multe mesaje toxice, certuri, și ce fel de model de relație de cuplu oferim copiilor noștri, apropo de modele, pentru că noi, rol de copil, înghițim un mod de funcționare a unui cuplu care poate fie funcțional sau poate să nu fie funcțional, pe de o parte. Pe de altă parte, este esențial să nu fie pus la mijloc copilul în direcția asta, în sensul de, ia uite ce mi-a făcut taică tu, când de fapt eu am dificultăți în relația de cuplu, sau invers. Maică ta e groaznică, când eu de fapt vorbesc despre problemele pe care le am cu soția mea și e esențial să facem diferența asta, chiar să le arătăm. Și dacă sunt probleme în relație și poate rolurile astea dispar, relația de cuplu nu mai există, este esențial să rămână relația de părinți și ca fiecare să favorizeze ca aceste două relații, ale copilului cu tatăl și ale copilului cu mama, să existe în continuare. Doar dacă acest copil e pus în pericol și este victima unor abuzuri, atunci o opresc. Altfel este esențial. Pentru că ce se întâmplă acum foarte des este pentru că nu mai există relații de cuplu și copilul poate rămâne la mamă și vorbim despre băieți care rămân la mamă. Exact ceea ce spuneai se întâmplă. Nu au acel model masculin prezent. Și atunci adică suntem coautori. Pe de o parte, dacă sunt mamă, să nu încerc să elimin această relație din cauza lucrurilor din cuplu care au rămas nerezolvate, pe de o parte, și în același timp, în rolul de tată, de asemenea, să nu o denigrez pe cea care e mama copilului sau copiilor noștri, pentru că e foarte ușor să se întâmple, și de asemenea să nu mă las în sistemul ăsta, pentru că e adevărat că, zice, generația anterioară, am auzit foarte multe cazuri în care dacă mama a avut diverse dificultăți sau soția a vrut să le elimine din peisaj, el s-a lăsat eliminat. Adică sunt foarte multe relații care au la bază un cuplu care s-a destrămat, relații părinte-copil, în care tatăl nu a fost prezent. Cumva s-a lăsat definitor. Este esențial, a zice, pentru fiecare ființă umană și pentru bărbați de asemenea, a nu se lăsa definiți. A nu mă lăsa definit de faptul că această femeie care mi-a fost soție, mama fiului meu, nu-mi dă voie să văd copilul, să zicem. Și atunci, ok, las-o în pace, pași la revedere, pentru că este atât de importantă această relație, tocmai pentru construirea masculinității, tocmai pentru că aduce atâtea satisfacție, încât este esențial să pot să mă responsabilizez și să nu mă las definit. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre, hai să le spunem, premizele unor tipare relaționale funcționale în relația tată-fiu, dar și în relația mamă-fiu,
A fost alături de noi Cathy Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE, iar recomandarea de carte cu care am venit înaintea dumneavoastră, Prieteni buni, dușmani aprici, de Michael Thompson, o carte publicată în colecția Parentaj, să înțelegem viața socială a copiilor noștri. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!